Suspect în raionul Orhei, un bărbat de 54 de ani, dat dispărut acum 3 săptămâni, a fost găsit mort într-o fântână. În timp ce oamenii legii încă nu se grăbesc să lanseze vreo versiune a celor întâmplate, rudele susțin că victima a fost omorâtă și apoi aruncată în fântâna părăsită. Cadavrul a fost găsit în după-amiaza zilei de ieri în satul Jora de Sus din raionul Orhei. Sora bărbatului povestește că atunci când a aflat că acesta a dispărut, a simțit că fratele ei nu mai este în viață și că acesta zace mort în fântâna părăsită de lângă casă. Am găsit multe lucruri în sânge. Eu asta cred că e ușis, asta a mielii închipuire. Dacă ieșea din casă, sunt cu el. Ușile, el nu lăsa discuiet niciodată. Nu a putut să dea în fântână, că nu a avut pentru și. Dar eu sunt să mă rugam să le, Doamne, ajută-mă să o găsesc. Ajută să o găsesc sau în grup, cum se cere după lege. Simțim că e în fântână, am simțit lucrul ăsta. Femeia spune că fratele său locuia singur, iar după ce a dispărut în casa lui a găsit câteva cămăși și o plapumă murdare de sânge. Ea presupune că bărbatul mai întâi a fost bătut, apoi aruncat în fântână și exclude o sinucidere. Ultima care l-a văzut în viață a fost o vecină. Ea povestește că atunci bărbatul avea un comportament normal, de aceea nici nu bănuia ce se poate întâmpla. Da, da, am vorbit, el era în grădină. Nu era zgrietnică, era ca om. Oamenii din sat povestesc că bărbatul era divorțat de mai mulți ani și locuia singur în casa rămasă de la părinți. Potrivit lor, acesta nu era alcoolic. E bine omul cu un pahar de vin, da? Nu mai e bine să cadă. Bate, nu știu, cu ziua a lucrat. S-a uitat soția, zicea că văd că nu iese deloc nici vreo câteva zile, nu iese și tot acasă, s-a uitat că nu-i și am după și eu s-a dat că nu-i. El poate că aș avut o leacă din durvan în cap, băutură și poate cine știe. La moment cauza decesului nu o putem stabili, deoarece cadavrul bărbatului a fost depistat într-o stare de putrefacție avansată și la moment nu cunoaștem. Doar expertiza medico-legală va arăta într-adevăr care a fost cauza decesului. În câteva săptămâni urmează ca analizele expertizei medico-legale să fie gata, iar poliția să se pronunțe asupra cauzei morții.